Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă organizată de Partidul MDC, filiala Bacău. Această conferință de presă a fost după conferința județeană organizată de noi cu ocazia lansării Partidului MDC în județul Bacău și anunțarea, noi am stabilit aici, la nivelul județului Bacău, un principiu ca președinții de organizație să chiar să-și asume o eventuală candidatură în alegerile locale de la anul. Cu această ocazie am avut și vizita doamnei președinte, Monica Macovei, împreună cu Șerban Marinescu, membru în Comitetului de Inițiativă Națională. Secretariatul General al Partidului MDC a fost asigurat de domnul Eduard Wagner, iar din partea Departamentului de Comunicare, Ioana Constantin, din partea Partidului MDC. Alături de noi din Bacău, mai sunt președinții de organizație de la Onești, Liliana Bogoțean, de la Târgu Ocna, președinte organizației locale Săndel Măciucă, din partea Partidului MDC Moinești, domnul Cătălin Găma. Noi suntem cei care suntem în fața dumneavoastră și putem răspunde la întrebări, dar nu înainte de a da cuvântul și doamnei președinte Monica Macovei. Domnule președinte, dar nici nu ați loc. Noi stăm jos, noi stați în picioare. Din respect pentru dumneavoastră. Nu, dumneavoastră stați jos. Noi respectăm presa, dar... Nu, doamna președinte, tot respectul. Forma de respect este să fim egal. Și dumneavoastră ați spus. Noi nu putem să vă respectăm sub obicei să scriem. E strategie bună, interesantă, dar... Nu e nicio strategie. Este bun simț, este vechi, fac asta de ani de zile, la toate conferințele de presă, eu mă ridic în picioare, televiziunea trebuie să-și adapteze, să-și ridice camerele, pentru că așa vorbesc. Și cred, atunci când ai lucruri importante de vorbit, e bine să stai în picioare și nu să stai pe scaună. Am venit la Bacău, la invitația domnului președinte al viitoarei filiale, spun viitoare, că constituim legal, Bacău, una din filialele foarte bune ale Partidului MDC. Și acum o să trec la câteva lucruri punctuale și de actualitate. Partidul MDC are câteva mii de membri, înscriși cu semnătură ologramă alții online, că ne folosim sistemul online de înscriere. Avem filiale în peste jumătate din județele țării. Mai trebuie să mai facem în câteva filiale. Lucrăm la organizare. Comunicarea avem și pe plan extern, adică cu România sau cu Europa sau cu lumea. Și comunicare pe plan intern în partid. La fel, persoanele care se ocupă de culegere de fonduri, de adunare de fonduri, fundraiser, doctrine politice, strategii politice. Ce vreau să vă spun este că suntem organizați foarte bine și am avansat foarte repede și văd că avansăm tot mai repede de la o zi la alta. Greșelile de început sau erorile de început din neștiința experienței, neavând experiență la construim partid, cum să spun, am învățat din ele și am trecut. Dar știți ce e mai important? E bine să greșești, nu se poate să nu greșești. Important e să nu persiști în greșeală, să te prinzi repede că ai greșit. Deci când faci multe greșeli, ai învățat foarte mult, dar nu stai mult în ele, nu te mai departe. Chiar dacă faci alta, te muți și dacă nu mai departe, până când ajungi și faci lucrurile care trebuie. Cam asta despre M10, apoi dacă doriți să mă întrebați și alte lucruri. Aș vrea să vă spun un lucru despre ceea ce se întâmplă astăzi. Guvernul Cioloș,
pe care îl avem astăzi există pentru că există, a existat strada. Și strada a, dat jos guvernul Ponta. Tot strada, adică oamenii, au spus PSD și PNL aceeași mizerie. În acest moment, nici cei din PSD, nici cei din PNL, și mă refer în primul rând la parlamentar, pentru că ei sunt cei mai vocali, nu au nicio legitimitate. Îi auzeam vorbind despre legitimitatea din 2012, și pe Dragnea, și pe Tăriceanu, și pe alții, da? Suntem în 2015, la sfârșitul 2015. Strada le-a spus, plecați acasă, nu vă mai vrem. Strada a spus PNL și PSD aceeași mizerie și plecați acasă, nu vă mai vrem. Dacă nu era strada, tot cu guvernul Ponta eram astăzi. Dacă nu era strada, nu exista guvernul Cioloș. Ca atare, guvernul Cioloș are cel mai mare mandat popular pe care l-a avut vreodată un guvern în România. În același timp, guvernul Cioloș are pe spate și în brațe cele mai mari și cele mai multe cerințe din partea populației și are obligația de a respecta aceste cerințe. Ce a cerut populația? Sigur, anticorupție. Noi spunem despre anticorupție de foarte mulți ani de zile. Pe mine m-au auzit vorbind despre anticorupție din 2005, de când am apărut pe scena politică în România, de când am înființat DNA. Acum s-au prins și ei că e corupție în partide. După 10 ani de zile, acum, după nenorocirea de la Clubul Colectiv, au văzut că corupția ucide. Eu spun corupția ucide de ani de zile și chiar vă dau un exemplu. Un copil care a căzut în fosta septică neacoperită din curtea unei școli. Tot din corupție. Și-au ucis un copil. Corupția sărăcește, au descoperit acum. Iau corupția sărăcește. Da, corupția sărăcește, dar tot așa. Vă spunem de ani de zile acest lucru. Deci noi în 10 știm asta. Și spunem asta de ani de zile. Și vom merge tot pe acest lucru. Adică sigur că acum se încearcă să mute discursurile. Dar nu contează. Mă bucur că sunt forțați de împrejurări să o spună. Problema este că nu cred. Pentru că după cum vedem, nu renunță la corupție. Adică una spun și în fiecare zi mai apare unul reținut pentru o faptă de corupție. De asta spun că una spun și alta fac. Ceea ce înseamnă că ne mint și că nu cred ceea ce spun nici despre corupție. Iar te spun că corupția sărăcește, sărăcește pentru că cu atunci când dau un contract ca să asfaltăm o stradă din Bacău și dau pe corupție contra unei sume de bani care intră în buzunarul meu, contractul va fi mult mai scump. Din banii aia eu pot să fac încă 3 grădinițe. Sau pot să cresc alocația de copii, sau pot să scutez de impozitele locale oamenii. Pot să fac foarte multe lucruri bune pentru oameni. Dar nu le fac. Îi dau firme respective pentru că mi-a dat mie o șpagă, mie primarul Bacăului, să zicem. Și atunci oamenii suferă și sunt mai săraci. Da, dacă ne ducem la nivelul țării, la cât costă corupția la nivelul țării, îl creștem pensiile, creștem alocațiile pentru copii, facem grădinițe, aducem aparatură modernă în spitale, facem autostrăzi, cumpărăm trenuri moderne, foarte mulți bani, sunt miliarde și miliarde care se duc pe corupție. Și repet, nu numai șpăgile, ci ce sumele de bani cheltuite din banul public care se duc la niște prieteni privați care au companii și care cresc prețul serviciilor și produselor. De ce costă un kilometru de autostradă în România mai mult, de 3 ori mai mult decât în Croația, care țară plină de munți și trebuie să faci tuneluri? De ce? Tot de corupție. De asta spun, diferența asta de preț, între prețul pieții care ar fi fără corupție și prețul mult mai mare de corupție, este prețul care duce, care ar duce la îmbogățirea oamenilor și nu la sărăcirea lor. Acum,
șansele guvernului Cioloș, că mă întorc la asta. Am zis că are cel mai mare mandat popular și că trebuie să răspundă la cerințele străzii. Una din cerințele străzii a fost, practic, că nu mai avem partidele mari, da? Aceeași vizie de PSD și PNL. Vor partide cu oameni tineri, cu oameni neimplicați, cu oameni care nu au făcut nicio porcărie și vor partide noi. Și avem legea cu minimum 3 partide, cu minimum 3 oameni care pot face un partid. Și au început să facă inițiative pe plan local și reprezintă comunitățile. Cum credeți că vor supraviețui aceste partide cu pragul electoral de 5%? Aceste partide vor muri, nu vor face nimic cu planul electoral. Deci și-au bătut joc, da? Au dat, au zis că dau ceva, dar au dat nimic, au dat praf în ochi. Pentru că dacă nu elimină pragul electoral, degeaba faci partid cu 10 oameni, degeaba faci partid cu 300 de oameni. În primul program de guvernare al Cioloș, al guvernului Cioloș era alegerea primarului din 2 tururi. În programul de guvernare publicat în Monitorul Oficial, nu mai apare acest lucru. Rămâne alegerea primarului dintr-un tur. V-ați uitat la diferențe? Ce s-a întâmplat între timp? S-a negociat. Votul prin corespondență. A fost, legea votului prin corespondență a fost promulgată de domnul Iohannis acum 2 zile. Votul prin corespondență nu e vot prin corespondență. Este iarăși o minciună și o bătaie de joc. L-am rugat, i-am scris să nu promulge și am explicat de ce. Nu numai eu, și alte, și organizațiile guvernamentale. Nu e vot prin corespondență. Trimis plicul doar în ziua votului sau cu câteva zile înainte de vot. Dar înainte de a trimite plicul care te scutește de a face 100 de km, să zicem, până la consulat, tu trebuie să faci de 3 ori drumul la consulat. Odată să te preînregistrezi, odată să te înregistrezi și a 3 ore să-ți iei plicul. Deci te duci de 3 ori, nu să duci o dată să votezi. Dacă să se numește vot prin corespondență, atunci înseamnă că nu știu. Suntem pe altă lume. Suntem pe planeta Marte. Deci o minciună. În al doilea rând, votul prin corespondență, așa zisa corespondență, se aplică doar la alegerile pentru Parlamentul Național, nu pentru prezidențiale, nu pentru alegerile locale și nu pentru alegerile europarlamentare. Și la locale mă gândesc la niște oameni care poate nu chem doar celălalt ceva de făcut, ci care poate pleacă din Bacău, din București, din Iași, din Timișoara, de oriunde. Pleacă. Au o treabă, se duc la o familie, se duc să facă cumpărături, au o întâlnire de business. Pleacă în duminica aia, de ce să nu poată vota prin corespondență? Foarte important. De ce nu pot vota românii prin corespondență și vot electronic? M10 a făcut un proiect de lege și l-a depus la Comisia Electorală. Și pe am revenit cu el de nu știu câte ori. La Comisia Electorală, care a cerut propuneri din partea partidelor, mii societăți civile, l-am depus. Și nu l-a luat nimeni în seamă. Tinerii, e altă generație pe care Dragnea sigur că nu o vrea, pe care sigur că Gorghiu nu o vrea, pe care sigur că partidele astea două, monolit, nu mai vor, pentru că pe ei îi va spulbera. Tinerii se poate vota electronic, se poate vota de pe telefon. Lituania are un sistem care a fost pus la punct, care a rezolvat toate problemele de securitate și care poate fi luat. Deci nu trebuie să-l inventăm. Sigur că nu o să-i dăm compania care ține acest sistem de IT în Ghiță, da? Sau Stavarache, sau Cuncă din astru. Să găsim altcineva, pe altcineva, corect. Dar se poate. Deci tinerii trebuie să voteze. De ce nu vor partidele mari ca tinerii să voteze? Tinerii liberi, da? Care sunt viitorul nostru, prezentul și viitorul nostru. Pentru că îi vor spulbera un vot cu adevărat electronic și prin corespondență pentru românii din România și din diasporă, va spulbera și PSD și PNL. Vor dispărea de pe clasa, de pe sceptrul politic. Vor veni politicienii noi. Și acum, de ce trebuie să se implice oamenii? În strada striga, plecați că nu vă mai vrem. Și atunci cine să vină în locul lor? Păi venim noi.
foarte obișnuiți și decenți, așa cum a fost timpul conferinței de astăzi. Da. Uite, Șerban Marinescu are 36 de ani și arhitect. Este în conducerea partidului M10. N-a făcut politică niciodată. Și el spune prietenilor lui, eu am intrat în politică, că cine să facă politica dacă pentru noi, cum o vrem noi, decât noi? Nu? Cine să înlocuiască pe ăștia? Noi putem înlocui. Hai, intrați și voi în politică. Deci e foarte simplu. Hai să facem noi ce nu au făcut ei. Noi le cerem lor să facem. Noi lor ce să le mai cerem după 25 de ani în care ne-au furat și ne-au și ucis? Ce să le mai cerem? Le-a cerut strada un singur lucru bun. Unul singur le-a cerut. Plecați! Nu vă mai vrem. Nu mai existați pentru noi. Sunteți aceeași mizerie. Și când au spus corupția ucide, corupția nu ucide din cer, așa că vine corupția care n-are un titular, un subiect. Corupția înseamnă voi. Voi sunteți corupții care ați ucis. Și atunci cine vine în loc? Vin acești oameni. Asta este vârsta care trebuie să vină la putere, da? 30-40 de ani, oameni curați. Și oameni care iubesc România. Și oameni care iubesc oameni, în primul rând. Și care le pasă de oameni, da? Credeți că le pasă acestor oameni de morții de la colectiv? Eu nu cred că le pasă. Dau declarații, scriu pe Facebook, condoleanțe. Păi dacă le păsau, e un singur grup din București, cred, care are autorizație de incendiu. Dar guvernul nu are, dar parlamentul nu are, dar Casa Poporului nu are. Dar restaurantele din țară, deci aproape toată țara nu are autorizație de incendiu. Arena Națională, oftim, câtă lume se adună acolo. Și procedura ca să obții autorizația de incendiu, nu mai intru în detalii cum este. Păi le pasă de viața noastră în condițiile astea? E clar că nu le pasă. Eu vă spun fapte. Nu, care arată că nu le pasă de viața noastră. De asta este anul nostru. Anul nostru al celor care am arătat că suntem cinstiți, am arătat că ne luptăm pe bune cu corupția, am arătat că ce facem promitem și vom arăta în continuare aceste lucruri. Și care vom lucra pentru oameni. Acest partid este pentru oameni. Ce vrem noi? Vrem să ducem normalitatea, că nu asta lipsește, normalitatea. Nimic extraordinar. Când oamenii spun vrem o țară ca afară, ce vrem? Vor o țară normală. Că afară avem țări normale, în care oamenii sunt respectați și în care birocrația, de exemplu, nu își bate joc de ei. Că și ăsta este un punct din programul nostru, administrația publică, care își bate joc de oameni, prin cum e conceptută. Dar cel mai important lucru și cel mai grav lucru este că în acest moment, acest blocaj al partidelor mari electoral nu a fost rupt de programul de guvernare din punct de vedere electoral, pe capitolul electoral, de către guvernul Cioloș, din păcate. Și el poate fi rupt prin mai multe legi. Eliminarea turului, eliminarea pragului electoral, alegeri de primar în două tururi, vot real prin corespondență pentru românii din țară și din diasporă și reprezentarea diasporei la nivelul ei. Sunt 3 milioane jumate de români în străinătate. Reprezentați de 6 oameni. În Parlamentul României. E corect? Nu e corect. Dar ei n-au drepturi legale ca și noi. Au drepturi legale ca și noi. Și evident, maximul trebuie să fie de parlamentar. Da, se poate face. Se schimbă legea. Nu se pot face... nu se poate schimba prevederea cu două camere într-una, unicameral. Pentru că e în Constituție. Dar numărul de parlamentar nu e în Constituție. Este într-o lege. Se schimbă legea. Iar minciuna pe care o auzim zi de zi la televizor de vreo două săptămâni cu legile electorale care nu se pot schimba, pentru că e o recomandare a Comisiei de la Veneția care ne spune tuturor, nu schimbați legile electorale cu mai puțin de un an de zile înainte de alegeri, e spusă pe jumătate de politicienii noștri. De ce e spusă? Ca să rămână un singur tur la primari, ca să nu scadă, să nu elimine pragul electoral, ca să nu facem vot prin corespondență. Real. Propoziția respectivă este așa. Nu schimbați, recomandăm să nu se schimbe legislația electorală cu mai puțin de un an înainte de alegeri, dacă această schimbare afectează structural votul și ideea este în favoarea partidului de la putere. Pentru că partidul care e la putere vrea să rămână la putere.
Și atunci poate să facă porcării în legile electorale, așa încât să rămână la putere, schimbând, de exemplu, cum se numără mandatele sau alt lucru care schimbă esențial votul. În schimb, când tu dai libertate de vot, prin vot electronic și vot prin corespondență la toate alegerile, dar vot prin corespondență pe bune, nu se dă de trei ori la consulat ca să trimiți pe aia un pic. Comisia ar spune, felicită România. Dacă facem alegeri din două tururi de scrutin la primar, ar spune, felicită România, pentru că veți avea primari aleși cu reprezentativitate și cu competiție, în primul rând. Astea sunt alegeri corecte. Alegeri dintr-un singur tur nu sunt alegeri corecte. Fiindcă primarul în funcție își va folosi tot ce are, toată puterea, ca să rămână pe funcție. De ce să nu mai poate cineva să intre într-o competiție, da? De ce nu putem face alianțe pentru primul tur și apoi să facem mai mulți candidați pentru primul tur și turul 2 o alianță, da? De ce nu? Pentru că l-am dat jos pe primarul actual, da? Deci, din aceste motive invocă Comisia de la Veneția, dar pun punct, deși acum este virgulă și spun și urmează un dacă. Dacă afectează, repet, structura modul de vot în favoarea partidului de la putere. Asta nu mai spun. Deci toate aceste schimbări se pot face și cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Eu voi insista și noi vom insista ca partid ca acest guvern nou de tehnocrați, parțial de tehnocrați, să facă ceea ce trebuie pentru ce l-a pus strada acolo. Repet, că de asta e acolo. Pentru că a existat stradă. Fără stradă nu exista acest guvern. Și ca atare trebuie să spună străzii mulțumesc și să-i spună ce vrei să fac. Și eu fac pentru că pentru tine am venit aici. Să fac acest lucru. Pentru oameni am venit aici. Și vreau să, pentru ceea ce vreți voi și cerințele voastre să le fac cât pot. Sigur că finalul poate fi pentru premierul Cioloș să nu mai fie niciodată premier. Dar va rămâne în istoria acestei țări cu multă glorie. Că într-un an de zile a făcut aceste lucruri. L-a pus strada, a ajuns datorită străzii și a făcut aceste lucruri pentru România. Dacă va sta în compromisuri cu Parlamentul ca să treacă o lege sau alta și nu va schimba nimic esențial, va rămâne în uitare și în dezamăgire pentru toată lumea. Sper să fie prima variantă și cu curaj să fac aceste lucruri. Și aș mai spune un lucru care este dezamăgitor. Constat că se organizează alegerile de miniștri PSD. La administrații și la interne avem miniștri puși de PSD. Așa că trebuie să fim foarte atenți cu alegerile corecte. De asta spun că se pot face înțelegeri, dar trebuie să ai o limită a compromisului. Și ăsta era un moment în care lumea a fi vrut foarte mult să nu fie nimeni din PSD în guvern. O să mă opresc aici, dacă aveți întrebări. Și despre alt subiect. Aici nu înseamnă, știți, dumneavoastră, unii dintre colegii dumneavoastră, o organizare. Că nu poți să te știi nici măcar în comună, nici măcar în oraș mic, dacă nu ai o structură care înseamnă baza pentru și pentru campania electorală. M10 nu ar trebui să fie foarte bucuros că nu se organizează alegerea anticipată și are timp să se organizeze până în decembrie, anul viitor, noiembrie, anul viitor. Adică, dacă a fost acum alegeri, va fi prins un proces. M10 nu gândește în acest fel, ci gândește pentru ce mai bine pentru țară și pentru oameni. Adică se deși PNL sunt cei mai bine organizați. Era, dacă se făceau acum alegeri. Dacă se făceau acum alegeri, eu cred că lumea se pulbera. Știți de ce? Într-un an de zile, eu cred că într-un an de zile, lumea va uita, furia se va mai atenua și ei au timp să scoată capul care s-a îngropat un pic în nisip
și să-l scoată, că deja au început să-l scoată și să se organizeze. Ca și cum nu s-a întâmplat nimic, n-au nicio vină. Nici cu clubul colectiv, nici cu starea nenorocită în care suntem, nici cu miliardele pierdute din fonduri europene. Da, deci au timp să se organizeze. Împotrivă. Acum era momentul, dacă mă întrebați pe mine. Dar asta vine în contradicție cu ce spune președintele Iohannis, care spune că tocmai își dorește ca în anul ăsta să se reorganizeze partidele istorice. Deci vine exact în contradicție. Da. Deci eu nu cred că... Sigur, dânsul este susținut, da, vă spun, e susținut, a fost susținut cel puțin în campanie electorală de un partid de PDL. Eu nu le-aș mai numi istorice, că n-are nicio legătură doamna Gorghiu sau Crin Antonescu sau nu știu alte nume de acolo, sau Ferechiu, sau, da? N-au nicio legătură cu Vasile Blar. N-au nicio legătură cu partidele istorice. Deci, să terminăm cu asta, da? Bun. Dânsul a fost susținut de PNL. Dacă dânsul crede că se va reorganiza PNL și PSD, că se vor reorganiza, sau cel puțin PNL, da? Că poate vrea să câștige PNL-ul, ceea ce e de așteptat din partea dânsului, atunci se înșală. Și atunci nici el nu iubește România. Oamenii le-au spus clar, plecați acasă, că sunteți aceeași mizerie. PNL-ul a fost la guvernare? A fost și cu PSD-ul, și cu PDL-ul, și în Alianța, da? Și singur, țineți minte, în 2007-2009, cu susținere parlamentară din partea PSD. Toți au fost, cu toți. I-a văzut toată lumea. Nu s-au reformat în 25 de ani. S-au construit o caracatiță, se duc la televizor, se ceartă și după aia fac afaceri. E o caracatiță în toată țara, cu PSD și PNL. Doamne președinte, e un problem pe care poate nu s-a auzit în altă parte a țării, dar mă uit și constat așa cu mare surprindere că Moldova este, Moldova care, din care e pionul statului român, la urmă de aici sau a început unui. A fost. Nu există nici... Stați că eu sunt ardelean, o să vă spun și eu de o altă unire. Da, știu. De la Alba Iulia, da? Dar eu, începutul, bază... Suntem sigur că da. Asta vreau. Deci eu țin la toată țara. O structură de stat. Și aș vrea să ne și mărim. Da. O structură de stat care ce puteai. Ei, în acest moment, uitați, și analizați și partidele. Din această zonă, practic, nu mai există oameni care să aibă forța, puterea să aducă problemele celor de aici. În timpul ăsta, pe mine trebuie să vă spun că unul din cei mai mari oameni de afaceri de aici, Porumboiu, își vinde toate proprietățile de jumătate, cel puțin jumătate din județul Vaslui, cel mai sărac, și le vinde unui personaj legat de Moscova. Deci, e acolo o încregătură. Niciuna asta că e un american, de origine rusă, dar de fapt vinde cel de care deține partea de folie din Chișinău. Vedeți, despre această țară, despre acest lucru nu se vorbim. Ori și la televizor, nu există oameni din zona asta care să apară și să spună probleme, nu numai politice, până și cei din stradă sunt aduși, de la Sibiu, de la Timișoara, de la Constanța, din București. De niciun caz nu este... Da, aveți parlamentari de aici, nu din zonă. E corect. Ce fac acești parlamentari? Nu, dumneavoastră foarte bine ce fac. Deci, nu fac. Nu fac. Dar asta vreau să vă spun. Credeți, și asta e mai întrebare. Cum vedeți ca, dumneavoastră, cum vedeți ca această zonă, importantă până la urmă a țării, care are cei mai mulți parlamentari din toate zonele țării, județene, să poată să revină, să-și aibă voci care să fie auzite. Domnul Bufetare, la întrebare. Un personaj detestat și pe locul detestabil, domnul Prevenciuc, a fost ultimul care a făcut o promisiune, angajament, să facem o autostradă aia nenorocită. Nici o investiție mare. Faptul că Moldova nu a dat niciun premier, doar Ancarul și București deodată, și 80% dintre ministrii României, 85-90 chiar, n-au fost din Moldova. Și ne plângem că e polul sărăciei și că moldovenii au rămas înapoiat și că nu au conștiință, nu știu de care, democratică. Păi dacă ne ține din izolare. În momentul de față, nicio investiție mare nu este pentru Moldova. Niciuna. Deci niciuna. Era în autostrada. Măcar un drum. Măcar un drum. Deci în toate programele de guvernare din ultimii 26 de ani, Moldova
A primit ce a primit domnul Bănel. Bacău, Iași, e 85. Și atât. Dar nu vedeți dumneavoastră rezolvarea acestei lor, ca niște voci pe aici, să fie auzite undeva, nu știu. Să spună probleme. Poate vă scuzați că... Nu, nu vreau să spun că poate tocmai de-aia una de cele mai de succes filialele noastre este la Bacău. Eu știu că... Domnul Platon, este Domnul Platon, ce faceți? O să răspund eu la întrebarea asta din partea partidului M10, Bacău. Noi ne propunem, într-adevăr, să schimbăm, într-adevăr, dacă v-a promis domnul Hevenciuc, domnul Hevenciuc va lua și pădurile. Asta e treaba, ați văzut. El ia pentru el, nu pentru ceilalți. Noi, într-adevăr, vrem să facem politică pentru cetățeni. Oamenii, dacă vor să aleagă alți politicieni pe alții, e ok. Poate să ne aleagă pe noi. Dacă vor pe aceiași, pe domnul Hevenciuc sau pe domnul Stavarche să-i mai aleagă o dată, ea e problema lor. Legat de infrastructură, într-adevăr, este cea mai fiabilă cale de acces de infrastructură pentru Moldova. Aceea București, Brașov. Brașov. Bacău. Bacău, Brașov. Dar cealaltă făcută de Șova pe hartă este un desen. Pentru orice om știe că acea nu este fezabilă, trece prin tări areale, trece prin tări areale din zone protejate, nu, este, cu niște costuri enorme și nu se va face niciodată. Deci este clar că dacă vrei să asculți un discurs politicianist, îl asculți pe Șoma. Dacă dorești, într-adevăr, să... Trebuie să ne legăm de lucrurile care se pot face. Nu are regim de autostradă, de drum expres. Nu, asta e la întrebare. Este corect. Noi am adus aminte că nu sunt investiții. Important este, cum vedeți, doamna Macovei, rezolvarea acestei probleme de reprezentativitate, de voce a zonei Moldovii în țara asta. Dar cum credeți dumneavoastră? Dar cum începem să ne facem auzi? Da. O să-i spun eu și apoi dumneavoastră. Ne facem auziți prin parlamentari care vin de aici, din Moldova, și care știu exact ce vor moldovenii. Că tu reprezinți electoratul, da? Care te-a ales. Și care se bat până la moarte. Te bați. Dom'le, te bați pentru ce te-ai dus acolo. Te-au trimis oamenii. Pentru asta, pentru asta te bați, da? Și bați la cap guvernul fiecare zi și interpelezi, că nu fac parlamentarul autostrăzi, da? Până face autostrada asta. Deci oameni care să vă reprezinte. Deci dacă alegem oameni despre care știm că sunt corupți și mergem pe ideea, dar lasă că pică și pentru noi ceva, suntem ca în ziua de astăzi. Fără autostrăzi, fără o rețea de cale ferată, să mergem cu trenul civilizat, da? Fără străzi asfaltate și fără multe altele, da? Și cu ei la închisoare. Dacă îi alegem încă o dată pe ăștia sau pe prietenii lor sau pe oameni din aceste partide care ne-au arătat unde ne-au adus după 25 de ani și uitați-vă unde e Polonia după 25 de ani, atunci ne merităm soarta. Deci haideți să alegem oameni buni. Noi avem comisii de integritate pe care acum o să le facă și partidele astea după ce am făcut multe comisii pentru, și pentru PDL și pentru alte partide. Noi avem comisii de integritate cu oameni și din partid, și din organizații neguvernamentale, tocmai pentru obiectivitate. Și avem și o prevedere în statut. Cine e în comisia de integritate și e din partid, nu candidează pentru nicio funcție în partid. Ca să nu fie în conflict de interese. Da? Să zic că nu-i dau la avis că candidez și eu pe funcția respectivă. Da? Deci ne-am luat toate aceste măsuri. Și noi vom alege, din punct de vedere politic, să zicem, din punct de vedere politic, vom alege pe cei mai competenți. De asta am făcut partid, să știți. Puteam să fim partidul pentru România, deci de asta l-am făcut. Pe cei mai competenți vom alege. Din punctul de vedere al integrității, va decide Comisia de Integritate. Dacă Comisia a zis nu, e nu. Deci noi alegem pe competență, să fie oameni competenți, nu nepoți, un film, ci competenți. Vom verifica și competența și Comisia de Integritate pe integritate. Eu cred în onestitate.
Deci un om corect și un om onest și un om cinstit va face tot ceea ce a promis. Și dacă nu va putea face, va explica de ce nu face sau va pleca acasă. Deci corectitudinea și onestitatea sunt esențiale și lipsesc la 99% dintre politicienii români. Îi caracterizează minciuna. Că de la minciună pleacă și hoția și toate celelalte. Aceștia vor fi candidații noștri. Ați văzut ce candidați ați avut în Moldova. Da? Eu nu îi mai repet, că știți, o parte nici mai sunt liberi. Sau dacă sunt liberi, sunt condamnați în primă instanță sau cu suspendare. Nu sunt de acord că moldovenii sunt priviți ca oameni care nu au conștiință națională sau cum ați spus? Nu. Conștiință. Chip se spune că știți, cel prejudicios, foarte mulți corupți din Moldova, a fost grupul de la Bacău, acum Iașiul ne-a luat-o și din punctul ăsta de vedere înainte, mai mulți la ei legate cu la noi. Dar acum urmărăm corupții pe județe și pe regiuni. Da, apropo de drumul ăla, faptul că s-a abandonat Bacău, Brașov, se datorează și faptul că ăștia de la Iași au vrut ei să facă peste mulți pe acolo, la Bicaz, autostradă, ca să le ajungă lor mai repede. Iată un exemplu de... Eu nu vorbesc că moldoveanul nu a... Uitați, cei din sală, cu noi. Noi știm ce ar trebui să se facă pentru. Dar dacă în guvern, sau de ce nu vă gândiți, guvernul României să fie obligat, de baza unor date statistici și a unor realități administrative și de infrastructură, să investească acolo unde este mai multă nevoie. Că toată presa centrală plânge, vai, nu avem autostrada, nu știu aia care ne-a furat Becă, apropo de asta. Când vreau să văd un partid ca să ceară înapoi, pare de la Tușcuri, de la Muși, Bec, de la Mică. Dar cine a făcut directiva confiscării extinse? Nu, doamnă, vorbim de firma Bec. Păi da, da, se aplică, e același lucru. Păi da, dacă e dosar penal... Dar și la Microsoft... Se confiscă toți banii. Dar și la Microsoft, românii sunt cei corupți. Străinii, câți oameni de afaceri străini au fost arestați în România pentru corupție? Că ea nu se corupeau singuri. Corupeau pe cineva, spăduiau pe cineva, primeau ei spăși. Nu cumva justiția asta română este legată la ochi numai cu o cramă tricoloră, pentru cei străini nu avem. Nu există nicio firmă străină în care nu și-a respectat contractul de privatizare care se află în justiție. Nu știu nicio firmă în momentul de față. Scuzați-mă să-mi. E important ce spuneți dumneavoastră, de asta vă întreb. N-ați venit să mă ascultați dușini. Da. Da, se poate face, se poate face și un calcul proporțional. Și pentru guvern, da? La asta vă referiți, că acolo este puterea, în guvern. Se poate face un calcul proporțional pe regiuni. Că mi-aduc aminte că erau guverne în care dintr-un oraș, nu știu, erau 5 miniștri și toată lumea se întreba, da, de ce? Da? Știm răspunsul. Cu sacoșa, da? Răspunsul venea de la sacoșă. Finanțarea partidelor politice. Cum a finanțat partidul și pare a zis vreau și eu un post. Eu știu un caz concret. Vreau și eu un post. Vreau să fiu ministru. Unde? Oriunde. Poate se termină odată cu asta. Noi ne luptăm să se termine cu asta și da, hai să reprezentăm regiunile și să le reprezentăm și în guvern. În mod proporțional. Și dacă spuneți că dumneavoastră știți ce e de făcut, noi vă vom întreba întotdeauna. Noi lucrăm cu comunitățile și pentru comunități. Știți cât m-ați bătut pentru legea cu trei, cel puțin trei oameni să fie, facă un partid. Tocmai pentru ca comunitățile să fie reprezentate. Dacă se adunați voi trei din primul rând și faceți un partid, aveți idei bune și convingeți mai mulți oameni, veți crește și veți intra și în Parlament. Dacă aveți idei proaste, lumea nu o să vă urmeze. A da, libertatea de asociere politică este cea mai importantă. Are unul o idee și îl convinge și pe celălalt, și îl convinge și pe celălalt. Hai să o facem. De ce nu? Păi ca să fie un mare partid, cum era înainte, cu 25.000 de semnături, din 18 județe, trebuie să fie deja gata organizat ca partid în toată țara, da? Deci n-avea nicio șansă, niciun partid nou. Acum, de fapt, cum am zis, v-au aruncat praful nou.
au zis ok, lege cu partidul 3 membri, dar propriul electoral e tot de 5%, da? Național. E poate vreo doar pentru Bacău. N-am auzit nicio părere al noastră legat de migranți, de cotele astea, de... Păi nu ați întrebat. Nu, nu am auzit, nu acum, n-am auzit în general. De-aia vreau să vă întreb acum. Asta a fost o întrebare și domnul zic că nu vă mai decăjeți. Nu mă decăjeți, mie face o plăcere. Opinia noastră legată de corupția asta care este acum, rămânem și uimiți de ce se întâmplă în justiție. În justiție pe care dumneavoastră ți-a plăcut. Adică, din ce mai mulți judecători sunt magistrați care sunt consumări judecători care sunt implicați în rând. Da, am creat Direcția Națională Anticorupție cu o competență anume, inclusiv cu un birou, o competență anume pe marea corupție. Marea corupție dată fie de sumă, fie de poziție. Dacă ești judecător, procuror, polițist, parlamentar, ministru și mai departe. Asta înseamnă mare corupție. Și acolo avem și... există și un birou, un departament, numai pentru magistrați. Corupția pentru magistraților. Iar eu spun de ani de zile că până nu se curăță justiția de corupție și de incompetență, că e și multă incompetență, nimic nu se va schimba în România. Pentru că numai justiția poate curăța celelalte sisteme. Deci prioritatea DNA sau prioritatea unui guvern sau unui parlament de oameni cinstiți ar trebui să fie curățarea justiției. Curățarea justiției. Inclusiv CSM. Inclusiv CSM. Vă aduc aminte câte războaie am dus în CSM. Păi, vă aduc aminte. Vă pun și eu o întrebare atunci, retorică, după părerea mea. De ce doamna judecător Viorica Costiniu, de la Curtea de Apel București, a cărui soț este a fost condamnat la 4 ani închisoare, el fiind judecător la înalta curte, în dosarul cu senatorul PSD Voicu, dânsa declarând că sunt prieteni de familie. Și soțul este condamnat, nu mai e judecător, acum e avocat sau ce este, e condamnat ca judecător la 4 ani de închisoare. Soția lucrează la Curtea de Apel București. Doamna Costiniu îl pune în judecată pe primarul, îl pune în libertate pe primarul Oprescu. Îi se pare normal ca un om care, al cărui soț, este anchetat de DNA, ajunge să fie condamnat datorită dosarului făcut de DNA, de judecător e condamnat, credeți că e obiectiv? Când va judeca un dosar făcut de DNA, oricare dintre noi de aici, ești obiectiv? Nu. Nu este obiectiv, dar nu este obiectiv. Nici ce s-a întâmplat cu doamna Lilia asta. Și cu cazul acela. Eu așa... Lăsați-mă să termin ideea. Am făcut mai multe sesizări și eu, acum câțiva ani de zile, fiindcă continua să intre în aceste dosare. Nu e normal să intre niciun dosar penal din acel moment. E un conflict de interese major, total. Nimeni nu poate să aibă încredere în justiție cu asemenea personaje. Indiferent de cât de bună e ea, n-ai cum să treci peste asta. Și ultima oară s-a respins la CSM, că m-ați întrebat de CSM, s-a respins la un vot această cerere, făcută tot de către unii din magistratură, de a nu mai intra în dosarele DNA măcar. Ok, intră în dosare penale, dar să nu intre în dosarele DNA. S-a respins la un vot. Eu mă întreb, oamenii care au votat ca dânsa să fie acolo și să judece dosare DNA, ce fel de oameni sunt? Sunt oameni corecți? Sunt oameni cinstiți? Că tot magistrați sunt acolo. Pușpolii. Nu, sunt aleși. Sunt câțiva din societatea civilă, știi cum e, facem un ONG dacă trebuie să facem societate civilă și ne alegem, dar nu sunt majoritari. Nu, da, deci există corupție în justiție. Nu au apărat niciodată corupții din justiție. Și au început reforma corupției, reforma justiției. Lupta cu corupția. Reforma justiției și lupta cu corupția trebuie să înceapă amândouă cu acest lucru. Curățarea justiției. Da, există judecători și procurori corupți, sunt prinși, trebuie să plece. După părerea mea, nu ajunge. Dacă un judecător sau un procuror ține un dosar în fișet un an de zile, un procuror sau un judecător îi dă termene peste termene și se prescrie fapta, cum s-a întâmplat, nu are ce să caute în sistem. Trebuie să fie dat afară.
Nu poți să zici. S-a prescris. L-am ținut 3 ani. E un caz, n-am să mai dau cazul, da? Un judecător din București care a ținut un caz pe rol 3 ani de zile. După care a apărut la televizor, că era un om important inculpat și a zis, s-a prescris. Poftim? Din vina cui? De ce le-a lăsat să se prescrie 3 ani de zile? Deci nu ar exista nicio țară civilizată, omul ăsta n-ar mai fi în justiție niciodată, da? El e în continuare în justiție. CSM-ul nu face nimic. Procurorii care au ținut dosarele Revoluției, Mineriade, alte dosare și nu au făcut nimic în ele cu ani. Ce mai caută în sistem? Afară. Doamna Gușet a fost să schimbe ca ministru. Ceva? E o întrebare punctuală. Da, e o persoană care, deși nu are studii juridice, face de foarte mulți ani de zile seminarii de pregătire cu magistrați, a început cu jurnaliști și magistrați ca să se înțeleagă unii pe alții, că nu înțelegeau jurnaliștii cum lucrează procurorii și judecătorii, e bine să înțeleagă, mai ales jurnaliștii care lucrează pe justiție. Și apoi s-a implicat, de exemplu, în seminarii de pregătire pe achiziții publice, căsătorii pe care nu le înveți la facultate. Un judecător sau procuror nu învață cum să prindă un caz de spălare de bani sau să-l înțeleagă cu circuitele financiare, la fel cu achizițiile publice și cu ce se întâmplă. Deci avea această experiență. Vine din societatea civilă, dar ne cunoaștem, nu e niciun secret, mă cunosc și cu actuala ministră de justiție. O altă variantă vehiculată de presă era doamna Laura Ștefan de la Expert Forum, cu care iarăși mă cunosc, a fost directoare Ministerul Justiției la Direcția Anticorupție. Și lumea nu vrea să înțeleagă că noi suntem oameni corecți. Că dacă ne cunoaștem, nu înseamnă că nu lumea, politicienii. Ei cred că noi suntem ca ei, că nu pot concepe că nu suntem ca ei. Ei cred că dacă eu te cunosc pe tine, o să te sun să spun o pilă. Nu. Eu dacă vreodată aș suna-o pe Raluca Pună, Laura Ștefan sau Cristina Gușet să le pun o pilă, mi-am închide telefonul și s-a terminat orice relație între noi. Deci noi suntem corecți între noi. Dar ne cunoaștem. Suntem generația care imediat după 90 a zis vrem reforma justiției. Și am lucrat împreună în ONG-uri și care pe unde a lucrat și suntem puțini. Și e evident că ne cunoaștem. Și ne-am avut aceleași obiective întotdeauna. Reforma justiției și lupta împotriva corupției. Ne cunoaștem și lucrăm împreună. Da. Dar cum să zic? Dar asta știți că e culmea. Că de ce o cunosc? Am auzit oftatul din Parlament când Raluca Pună a zis că a lucrat 3 luni în cabinetul meu. S-au făcut liniște, s-au făcut un oftat din ăsta mare. Aoleu, îl scăpăm de Mangovei. A zis una de la o doamnă parlamentar de la Tăriceanu din Alde. Dar nu mai scăpăm de Mangovei odată? Da. Cu migrația, doamne. Aș vrea să știu ce a făcut dânsa. Adică nu i-am văzut un numele ca să intrăm în Uniunea Europeană, da? Eu vă explic că e fire să ne cunoaștem, doar că nu punem pile, da? Noi suntem oameni corecți. Cu migrația. Cum vedeți ceea ce se întâmplă acum? Și cu cotele pentru România? Da, așa. O să mai explic o dată acel vot, pentru care am luat multe certuri pe Facebook pentru cotele obligatorii. Prima oară când s-a votat pentru cote obligatorii a fost pentru 40.000 de refugiați care erau deja în Europa și erau în Italia și în Grecia. Ce facem cu ei? Italia și Grecia, urlând, noi putem ține, n-avem bani, da? Ce facem cu ei? Și atunci s-a votat pentru vot obligatoriu, pentru că au zis țările care au zis nu vrem. Hai să fim solidari, da? Cu refugiații politici. Da. Acela a fost un pachet de măsuri. La televizor s-a spus numai atâta vot obligatorii. Și o parte din populație s-a enervat. Cea mai mare parte. Aici nu comentez de ce s-a enervat și mai departe. Dar eu vreau să vă explic pachetul. Ca să vă spun de ce am votat. Pachetul era așa. Se împarte pe țări. Era în funcție de PIB, de gradul de șomaj și de alte criterii obiective. 2. Oamenii rămân în acele tabere din Italia și Grecia până când serviciile de informații, poliția, îi triază pe 3 categorii. Adevărații refugiați politici, care au fugit din calea terorismului și a războiului,
pe care noi îi luăm, că asta e cultura noastră și îi ajutăm. Totdeauna am făcut asta în Europa și în Statele Unite. Pe cei trimiși de ISIS, sau există un dubiu că sunt trimiși de Statul Islamic, și pe cei care sunt refugiați economici, s-au plecat din alte motive, nu sunt refugiați politici. Și ultimele două categorii nu trec de granițele taberei, nu intră în Europa. Pleacă. Sau sunt arestați dacă sunt de la ISIS, de la Statul Islamic. În schimb, refugiații cu adevărat politic, care fug din calea războiului, îi luăm. Numai despre aceea era vorba. Și mi-era a patra măsură, la pachet, îi luăm, dar nu îi luăm de tot. Îi luăm parțial și între timp pregătim să-i trimitem în Statele Arabe, unde nu e război și unde viața nu e în pericol și unde există aceeași cultură cu a lor. Acesta era pachetul votat. Vă îndoiți sau nu de realizarea lui? Astăzi da, vă puteți îndoi. Astăzi da, mă îndoiesc și eu. Am văzut și eu cum se poate. Dar asta am votat atunci ca recomandare. Ca recomandare către Consiliu. Acum, după tot ce s-a întâmplat, după ce vedem că există, practic, o incapacitate, măcar parțială, de a preveni astfel de lucruri. Sau de a tria oamenii. Ceea ce s-a întâmplat la Paris, din ce am văzut eu, că cei mai mulți aveau cetățenie franceză și erau de mulți acolo. A venit și o știre că unul ar fi fost dintre refugiați, nu știu dacă e confirmată sau nu. Dar eu acum vreau să vă spun părerea mea, în general, despre ce se întâmplă. N-aș lega refugiații de ceea ce se întâmplă. Pot fi legați doar dacă găsim între refugiați. Și dacă nu facem această triere. Deci dacă serviciile de informații nu-și fac treaba, sigur, ca să-și facă treaba, trebuie să aibă instrumente. Să știți că Franța are acum, dar nu acum, avea înainte de incident, cea mai intrusivă lege pe securitatea națională, inclusiv în drepturile omului. O avea deja. O avea deja. Deci cea mai intrusivă, Franța. Am și pus pe Facebook aceste cuvinte și le găsiți. Sunt importante două lucruri. Acum să vă răspund că europarlamentar. Pentru că am fost acolo, la fost și pentru că sunt, că ne ocupăm de această chestiune. Există o teorie, paradoxul toleranței. Eu am învățat-o acum 20 de ani. Noi suntem culturi tolerante în Europa, în Statele Unite. Democrațiile sunt tolerante față de ideilor, piața liberă a ideilor, față de culturi. Și ca atare tolerăm și culturi intolerante. Poate vine un moment în care tolerăm o idee care e intolerantă în sine, promovează intoleranța, sau o cultură intolerantă. O cultură care zice, vă omorâm pe toți. Sau nu mai avem democrație, sau nu mai avem parlament. De ce să tolerăm așa ceva? Doar pentru că suntem europeni? Poftim? De ce să tolerăm așa ceva? Aș vrea să termin. Da. Am zis că se numește paradoxul toleranței. Deci, toleranța face posibil ca într-o zi, într-un moment, într-un an, să tolerezi o idee sau o cultură intolerantă. Dacă asta se întâmplă, toleranța va fi distrusă. Pentru că acea cultură sau idee intolerantă va câștiga adepți, dacă va câștiga, și va distruge toleranța. De asta se numește paradoxul toleranței. Paradoxul toleranței este că ești tolerant, s-ar putea să tolerezi intolerantul care te va distruge. Și eu cred în asta. Punctul 2. Vă dau timp să notați? Punctul 2. Noi, în Europa, la fel și Statele Unite, democrațiile, trebuie să ne apărăm valorile. Europa are o istorie lungă, sângeroasă. Am ajuns la un statut de democrație. Poate că nu e cel mai perfect statut de evoluție. Probabil că vom progresa. Dar e cel mai bun la care a ajuns omenirea vreodată, da? Suntem liberi, gândim, creem, nu suntem arestați pe nedrept, putem circula, putem gândi, avem libertate economică, putem citi, în fine, suntem liberi, putem să ne alegem aleșii, totul este să alegem bine, parlamentarii,
avem alegeri repetate, democrația, așa e definită democrația, prin alegeri repetate și libere, corecte și prin răspunderea alegerilor față de popor. Deci, e gradul cel mai înalt la care s-a ajuns vreodată și noi vrem să păstrăm aceste valori. Inclusiv toleranța e o valoare a Europei. Este 500 de milioane de oameni într-un proiect comun, da? Care este Uniunea Europeană. Noi vrem să păstrăm aceste valori și atunci e foarte simplu. Dacă vrei să vii în țara mea, că vrei să vii, că nu te-am chemat, da? Dacă vrei să vii, atunci trebuie să respecti valorile. Nu să vii să le distrugi. Deci dacă nu respecti valorile, nu ai ce căuta. Asta știți cum se ia cetățenia în Statele Unite, de exemplu, unde se fac lucrurile pe bune, nu așa de formă. Nu numai că trebuie să știi limba, te întreabă istoria Statelor Unite. Te întreabă istoria, Constituția și multe alte întrebări. Despre acea țară, da? Despre țara care, al cărei cetățean vrei să fii. Nu ajunge să știi limba engleză. Deci, da, vrem să ne păstrăm valorile europene. Cine vine să le distrugă, nu e binevenit. Și trebuie să fim foarte atenți. Vrem să le păstrăm. Sunt ale noastre, ne-am luptat pentru ele. Generații întregi de oameni s-au luptat și unii au murit. Și vrem să le apărăm. Cumva, poate la Hermantian, într-o renușcare acolo, în colonialismului, din dorința de a avea muncă, în față de muncă ieftină. Vestul Europa, a bătrână, a acceptat, mai ales Franța, algeriene, mai marocan, dar toți, cu toți, India, pentru Anglia, fără nicio restricție, această incluziune. Uitând să impună ceea ce spunea dumneavoastră, nu atentat la valorile mele. S-a întâmplat asta. De asta, acum, paradoxul toleranței este foarte actual, pentru că s-a întâmplat deja. Poate că avem păreri diferite cei de aici, eu vă spun ceea ce cred. S-a întâmplat ceva și vă aduc aminte... Și vă aduc aminte că acum 3 ani de zile, Merkel, Cameron și Sarkozy au spus multiculturalismul a eșuat. Eu aș spune că nu orice multiculturalism. Pentru că pot veni oameni, cum să zic, din alte țări europene sau din alte țări sau continente sau din Islanda, dar care împărtășesc aceleași valori. Da? Aici vorbim numai de valorile intolerante. Deci pentru astea, da, din punctul meu de vedere, a fost un eșec. A fost un eșec. Pentru că noi am crezut, noi europeni, francezi, da? Care au luat foarte mulți. Și în Belgia sunt mulți. Da, știu. Da, că am primit mesaje de la asistente și mă rog să-mi vină luna la servici. Că le e frică, metrourile sunt închise. Bătrâna Europa, mă gândesc la bătrâna Europa, care s-a lăsat a vrut să se întinerească și operația că a transformat... Se poate întineri. Vedeți că s-a făcut comparație. La un moment dat am făcut și eu. Dar e bine să tot te gândești la acest subiect, pentru că și e bine să vorbești cu multă lume. E un subiect greu și dificil. Și românii au plecat în timpul comunismului să muncească. Au fugit de dictatură, au plecat în libertate. Dar aveau aceeași cultură cu țările care s-au dus. Da? Și le-au respectat valorile. Și aveau aceleași valori. Până la urmă, valorile creștine, da? Iar pentru alte, valorile morale, care sunt tot acolo. Dacă nu ne ducem în culturile care sunt intolerante, noi vom fi obligați să ne respectăm valorile. Nu vom putea să ne respectăm valorile noastre. Că sunt intoleranți. Dar, repet, o valoare la care nu trebuie să renunțăm, este să avem grijă față de ceilalți, să ne pese și dacă vii refugiați cu adevărat, noi trebuie să îi luăm, doar trebuie să îi verificăm, să avem grijă că luăm pe cine trebuie. O să vă dau un exemplu. Marea Britanie a votat împotriva cotelor obligatorii pentru cei 40.000 din Grecia și Italia. Dar ce a făcut Marea Britanie? S-a dus în taberele din Iran și a luat peste 20.000 de refugiați pe care ea și-a ales.
femei, copii, bătrâni și a ales, probabil, au luat informații și de la serviciile de informații, că e rostul lor ăsta să nu-ți aduci teroriști în țară sau oameni care au alt scop. Corect. Dar a luat, a luat peste 20.000. Plus că, prin asta, a evitat traficul de carne vie, care s-a făcut, da? Bravo lor! Da, eu, Eugen Ungureanu, de la Exclusiv TV. De curând, tinerii din Chișinău au manifestat pentru unirea Basarabiei cu România, patria mamă. Cum, care este poziția partidului M10 pentru îndeplinirea acestui deziderat și care va fi decizia dumneavoastră când veți ajunge să depindă și de M10 acest lucru? Sunt momente în istorie care fiind previzibili sau neprevizibili, în care se pot retrece țările. Un moment a fost 89, când cele două germanii s-au unit. Atunci și noi puteam să ne unim cu Basarabia. Știți povestea. A venit Zderul la București, Germania a vrut, a zis că să ai acordul puterilor mari. Nu faci peste noapte. America a zis da, Iliescu a spus nu. Acum poate fi unul din acele momente. Deci acum poate e posibil să se facă unirea. Entuziasmul din 90 s-a dus, al populației mă refer, dar eu ca politician gândesc că acum este un moment bun. Se pare că alți politicieni nu gândesc așa, nici cei de la Chișinău. Și nici cei de aici. Și aș mai spune ceva foarte important, politică externă. România este și beneficiar de securitate și generator de securitate. Ceea ce înseamnă că este o țară foarte importantă. Și cu cât e mai mare, cu atât e mai bine. Țările baltice, de pildă, sunt numai consumatoare de securitate. Ele au nevoie de protecție. Ele vor să vină NATO să se protejeze. Uniunea Europeană să se protejeze. România este și beneficiară, și noi vrem protecție, dar e și generator prin poziția pe care o are, geografică, da? Și prin mărimea țării, prin ieșirea la mare, prin granițele pe care le avem, prin poziția geostrategică, cum se spune. Politicienii noștri, din păcate, nu folosesc acest atum. Pentru că în baza acestui atum, în care tu spui România este generator de securitate, foarte multe lucruri faci, atragi investiții. Veniți și investiții aici, că sunteți generator de securitate, ei știu asta. Mie spun americanii, voi nu știți că sunteți generator de securitate, ba știm, băi, ce nu spuneți? Păi, eu spun. Dar mai spune cineva, nu ne mai spune un politician ăsta? Contă să duce la ruși. Ceilalți? Da. Da, deci și asta se poate face în acest context, plus multe altele. Putem cere foarte multe lucruri. Putem crește rolul României. Rolul și puterea României, și în NATO, și în Uniunea Europeană. Putem să facem asta, fiindcă avem această putere. Dacă vrem și dacă ne iubim țara, da? În calitate de lider al partidului M10, veți face o vizită la Chișinău în perioada următoare? O să fac, dar să știți că am fost la Chișinău de 4-5 ori în ultimele două luni. Perfect. Și ultima oară, sau pe ultima oară am fost când s-a încheiat campania, că și asta este o problemă interesantă, când s-a încheiat campania Aici Europa Liberă, de care ne amintim cei mai în vârstă, când stăteam cu capul lângă radio ca să ascultăm Aici Europa Liberă, și au făcut o campanie, serie la Praga, s-au retras din statele membre UE, deși din România, dar continuă pentru Moldova, Ucraina, Rusia și alte state care nu sunt membre UE. Și am făcut o campanie de o lună cu corturile în Republica Moldova. Cu ziarii străini, cu toți cei de la Praga, toată redacția a venit în Republica Moldova. Ca să contrabalanceze propaganda sovietică. Și o ultimă întrebare. Și am fost acolo la ultimele două zile, la conferințele pe care le-am organizat. Aș vrea să spun ceva. România este într-un pericol. Propaganda sovietică funcționează.
Oamenii aceștia gândesc în sute de ani, mii de ani își fac planurile. Putin niciodată n-a renunțat la, în a reface Uniunea Sovietică, indiferent de cum s-o numia. Da? Nu știu ce înseamnă. Înseamnă dictatură. Ucraina a luat-o și a mers. Da? Și merge mai departe. Da, i-a mers. Și merge mai departe. Acum va trebui să fim parteneri cu Putin în Siria, înțeleg. Da? Că nu se poate fără Rusia. Propaganda merge așa. În Ucraina au făcut posturi de radio și televiziune în limba ucraineană. Așa cum Europa Liberă și BBC-ul, finanțat de francezi, de Europa Liberă de americani, transmitau în timpul comunismului ca românii care vor să aibă știri din lume, da? Și ca să, țină, să ne țină vii, da? Pentru că suntem conectați la lume. Exact asta face acum, fac acum rușii. O fac în Ucraina, până la urmă Ucraina i-a dat afară. Lituania a cerut frecvențe, vrei să punem frecvențe. Lituania le-a spus pas, nu le-a dat. Au cerut în România, ce ne-au din România, le-a dat frecvență de televiziune și de radio, pe lângă Causani. Vă referiți probabil și la Russian Today. Și la Russian legat Today. De această treabă. Și ultima... Da, eu vă întreb, dar de ce ce ne-au din România le-a dat? Vor transmite în limba română mesajele lor. Adică vor întotdeauna mințile oamenilor. Da, ultima noastră întrebare se leagă exact de ceea ce a spus mai devreme, dacă apreciați că partidul dumneavoastră va contribui mai mult la capacitatea de apărare a țării care în acest moment este oarecum slăbită. Da, categoric, de asta vă spun, încă fac politică externă și ca orice parlamentar european trebuie să noi facem politică externă, asta pentru că am înțeles că președintele a spus că e atributul numai adânsului să facă politică externă. Nu se întrebi și acolo, din partea noastră, și politică externă, dar și noastră puteți face ca jurnaliști politică externă, nu? Să aveți o opinie. Da. România are un rol mult, trebuie să aibă un rol mult mai mare și trebuie să fie calificată ca o mare putere și să se poarte ca o mare putere și să fie respectată ca o mare putere. Nu va fi cu politicieni corupți în guvern, nu va fi cu politicieni care nu se duc la masă și spun eu, România, eu, premierul României, vă spun că România este generator de securitate. Și voi știți asta. Și pentru asta vrem. Asta, 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 asta. Da? Vă mulțumesc. Deci să-ți crească puterea la masa negocierilor. Dar trebuie să vorbești. Trebuie să vorbești și să negociezi și să spui. Și repet, să-ți iubești țara ca să faci asta pentru ea. De ce să ne fie rușine? Nu, nu are de ce să ne fie rușine. Loc să ne fie rușine. Știți că politica este o mizerie când e făcută de oameni mizerabili. Dacă e făcută de oameni corecți, onești, competenți, politica este foarte bună. E făcută pentru oameni. Mai spun o dată, politica este o mizerie numai când e făcută de oameni mizerabili. Așa cum se întâmplă astăzi în România. Până acum o săptămână. Mulțumesc foarte mult!